Am observat pe weekend că lucrurile s-au răcit între Bogdan și Luiza, dar nu știam exact discuțiile și le-am văzut mai devreme pe material. Se pare că fiecare avea câte o nemulțumire. Bogdan îi reproșa cumva Luizei faptul că s-a distanțat de el. Pe de altă parte, ea spunea că nu poate să se deschidă pentru că sunt trei persoane și nu două, cum ar trebui, referindu-se la doamna Crina, că mereu era acolo în jurul lor și spunea că foarte puține interacțiuni au fost doar între ei doi și a voia să discute doar cu Bogdan. Și doamna Simona a întrebat în live dacă Luiza a simțit că sunt trei persoane într-o cunoaștere și a spus că da. Și mi-am adus aminte de multele comentarii, chiar și mie mi s-a părut la un moment dat, de pe vremea când Bogdan era cu Andreea, că doamna Crina este foarte prezentă. Păi chiar și la cunoașterea dintre Bogdan și Madi a fost acolo la discuții. Doamna Crina spunea că nu și-a dat seama că deranjează și de multe ori a spus să merg și vă lasă discutați, iar Luiza ar fi răspuns să puteți să stați, nu e nicio problemă. Mă gândesc și că dacă a spus asta, a făcut-o din bun simț, pentru că e clar că o deranja prezența dumnei. Concluzia acestei situații este faptul că Bogdan a anunțat mai devreme în emisiune că se oprește cunoașterea dintre el și Luiza.